cu cei de la IBA de ce v-ați certat? Păi ei furau, ei furau. Eu cei de la IBA v-au scos, practic, de la președinția. Da, și ați văzut unde a ajuns IBA. Astăzi IBA este suspendată, nu mai are drept să organizeze turneele olimpice. Ăla care, pe care eu l-am acuzat, a fost prins, a furat vreo câteva zeci de milioane de dolari din conturile IBA. Au făcut nenorociri cine mari. Și Chevu, președintele, pe care a ajuns cu largul meu concurs acolo. Că l-am dat jos pe pakistanezul la Anwar Chowdhury, a murit, Dumnezeu să-l odinească, l-am dat cu ăla, pe ăla cu scandal mare și l-am adus alți hoți, pe ăștia. Și când am văzut ce fac, eu le-am spus, zic, dacă faceți ce fac ăia, zic, cum am luptat împotriva ălora, o să lupt și împotriva voastră. Și am făcut lucrul ăsta. Dar ce făceau, practic, concret? Traficau medaliile, aranjau meciurile, schimbau arbitrii. Eu am dovedit lucrurile astea. Am dovedit lucrurile astea, cum sunt buletinele de arbitraj, tăiau cu pixul și puneau alt arbitru în locul ăluia. Arbitrii la competițiile importante sunt trași la sorți printr-un soft electronic, aleatoriu, da? Da, și da. Tăiau de acolo și puneau altul și au traficat medalii. Puneau omul lor. Domnule Anițoia, dumneavoastră știți foarte bine, mai bine decât mine, sunt țări pe lumea asta care când iau o medalie de bronz la Jocurile Olimpice e sărbătoare națională. Oamenii ăia de acolo, de la nivel de stat, pentru că Olimpiada înseamnă cea mai mare reprezentare în sportul mondial, oamenii ăia sunt dispuși să dea bani pentru o medalie olimpică, dacă mai e și de aur, da? Și găsesc cozi din astea de topor care fac nenorocit de astea. Eu am fost boxer, eu am luptat, am 230 de meciuri dumneavoastră și am mâncat salivă cu sânge și nu doar la meciuri, antrenamentele sunt mai grele la box decât. Da? Știu ce înseamnă, nu se poate să-ți bagi joc de copii, de munca lor, de anii lor, de durerile lor. Nu se poate să faci lucrul ăsta, că sunt niște unii îmbrăcați frumos așa, care au zeci de milioane de dolari și fac nenorocirile astea. Și eu nu sunt de acord cu asta, simplu. Bun, și a stat președinte la federație de iure vreo 8 ani și de fapt vreo 10. Exact așa și a fost. Aici de ce ați divorțat și de aici? Păi din cauza scandalului cu AIBA și din cauza lașității unor oameni din interiorul boxului românesc, care acum și-au dat seama foarte bine cât au pierdut când am plecat. Eu le-am spus când am plecat, o să mă regretați. Astăzi, cei mai mulți dintre cei care nu că se îndoiau, care contestau lucrul ăsta, mă sună și îmi dau dreptate și îmi spun să mă întorc la federație. Nu mă întorc la federație pentru că nu. Eu am început un lucru aici la Liga Profesionistă și vreau să-l dezvolt și o să vedeți ce o să fac. Bun. Da, vă gândiți să vă mai întoarceți la federație? Nu, deocamdată nu. Dar ați avea dreptul? În momentul de față nu, pentru că am o condamnare care încă nu s-a elucidat care e situația cu ea. Eu încă mai sper, da, că vom avea parte de o justiție corectă, da, că trebuie să spere asta, altfel ne împușcăm. Și că voi putea să dovedesc că lucrurile nu stau deloc așa. Și în momentul ăla să fiu din nou. Adică dacă ați fi achitat, ați putea să vă întoarceți eventual la federație. Aș putea, dar deocamdată nici nu mă gândesc la asta, pentru, nu din cauza pe care ați menționat-o, ci pentru că, repet, am început o muncă aici la Liga Profesionistă și vreau să dezvolt boxul profesionist și vreau să construiesc sportiv cu care țara. Pentru că avem posibilitatea, domnule Nețea. Noi avem talente, avem sportivi mari. Din păcate, însă, aici. Boxerii cei mai cunoscuți acum sunt în Canada, nu mai e nimeni pe aici, în America. Da, pentru că aici nu există sistemul care să-i crească. Domnule Anițoaia, se întâmplă asta pentru că în țara asta, multinaționalele, cele care dețin monopol aproape pe economia românească, nu plătesc taxe aici, în România. Nu plătesc taxe. Și ei nu investesc în învățământ, nu investesc în sport. Pentru că aceste investiții în publicitate, în sponsorizări, sunt sume deductibile. Din impozitul pe profit. Ori dacă ei n-au impozit. Păi din 37 de bănci acum vreo 2-3 ani de zile, din 37 de bănci în țara asta, 35 erau pe pierdere, domnul Ionicu. În țara asta, băncile, trebuie să ai grijă când treci pe lângă bancă, că îți fură tonomatul ăla banii din card. Și ei sunt pe pierdere. E în definiția celebră, că banca îți dă umbrela când e soare și îți o ia când începe să plouă. Și în România sunt pe pierdere, domnule, toate multinaționale astea, dar vin aici Buluc și fac bani. Sunt pe pierdere. Și sigur că nu mai sunt bani în sport, nu mai sunt bani în învățământ. De ce? Pentru că, o să spun altfel, băieții ăștia care sunt pe la guvernare, cum îi cheamă pe ăștia, marionetele astea ale șmecherilor, da? În loc să dea legi și să impună lucruri ca țara asta să fie cu adevărat
o țară prosperă așa cum are posibilitatea, suntem o piață de desfacere și o, cum să spun, o bătaie de joc a șmecherilor de afară. Bun. Eu spun lucrurile astea acum.